Noi trebuie să o păzim. Legea care spune nu vom cădea în genunchi niciodată în fața nimănui. Vor veni vremuri grele. Să stăm împreună. Să stăm compact. Numai și numai împreună, numai uniți putem reuși. Ce este astăzi este nimic în comparație cu ce va veni. Nu vă fie frică! Stați împreună cu mine și va fi bine! Nu vă pierdeți cu firea! Numai și numai împreună! Tot ceea ce vom face, trebuie să zidim un nou altar neamului românesc și să lăsăm în urmă urmașilor gloria pământului strămoșesc. La fapte, fraților, și să nu uităm că în brațele voastre stă steagul ghinuinței, prin liniște și credință, prin ordine și unire, prin muncă și iubire. Cu Dumnezeu înainte, trăiască România! Mulțumesc! N-am venit în fața unui partid politic, ci am venit în fața țării care în sfârșit s-a ridicat! Români! Acesta este începutul! Cei care ne-au unit, cei care ne-au zilit, cei care au lovit în Biserica Creștină, în neamul nostru, trebuie să afle că de astăzi țara se ridică! Ne aflăm în fața unui război lung! Este un război la nivel mondial, iar România trebuie să răspundă cum a răspuns și în celelalte războaie. Cu fața spre Dumnezeu, nu cu fața către cei care ne-au trădat și ne trădează întotdeauna. Bunii mei prieteni, să nu vă fie frică. În primul război mondial au murit pe front 200.000 de soldați și de tifos exantematic 400.000 și nu ne-am lăsat înfrânți. Stăteau în tranșele, înconjurați de boli, de febră tifoidă, de holeră, de icter și n-au luat mâna de pe trăgaci. Vor veni restricții din ce în ce mai dure, să nu vă lăsați intimidați. Nu pentru restricții suntem aici. Pandemia omoară oameni, ideologia omoară națiune. Nu mi-e frică că am să mor de virus, mi-e frică că moră țara. Sunteți aici pentru țară. Și țineți minte ce a zis Băltescu. Fiți atenți, libertatea, dacă o pierdem, poate fi recâștigată. Dar dacă pierzi națiunea, niciodată nu o să mai câștigi. Să ne apărăm țara. Și de acolo vom avea libertate pentru noi, pentru copiii noștri, pentru bătrânii noștri. S-a strigat, vrem o țară ca afară. Uitați-vă ce este afară! Și-a aruncat bătrânii pe fereastră. Nu se mai uită în stânga și în dreapta.
să facem o țară cum au vrut martirii noștri, cum au vrut cei care au luptat pe front. Nu vă fie frică să fiți români! Nu vă fie frică să fiți voi înșivă! Să ne câștigăm libertatea de a trăi în țara noastră ca cetățeni, nu ca pacienți într-un spital veșnic. Nu suntem pacienți, suntem oameni! Iar omul se roagă la Dumnezeu, nu se roagă la guvern. Reluați-vă libertatea de români! Stați pe această baricadă! Fetul acesta trebuie să cuprindă toată țara! Vor fi sute, vor fi milioane! Iar la armata de 90.000 sanitară pe care vor să o facă ca să ne împuște la liber, să ridicăm milioane de români! Dar să se schimbe sufletul și pieptul, să tragă noi, trăiască România liberă! Dragi români, îmi scriu oameni din toată țara și mă întreabă, zice, bă, este protest la București sau nu este, că televiziunile din România nu prezintă nimic. Dragi români, pentru cei care ne ascultă acum, pentru că segurile sunt mari și mulți nu vă pun în spate, vreau să vă auzi și să vă auziți, sunteți aici! Sunteți aici! Oameni buni, Biblia învață următorul lucru. Cunoașteți adevărul și adevărul vă face liber. De un an jumate, atât guvernul României, cât și autoritățile de la Bruxelles și de la Bruxelles vin. Nu m-am dus acasă, am vrut să fiu aici alături de voi astăzi. Ne vin o grămadă de minciuni și uitați-vă unde am ajuns astăzi. Să trebuiască să mergi să-ți cumperi de mâncare, să mergi să-ți iei cele necesare, să-ți trebuiască da vaccin, da test, da certificat verde. Asta e libertatea pe care am dorit-o, pentru care în urmă cu 30 de ani, în acest loc sunt a unui oameni. Oameni buni! Libertatea este cel mai de preț dar pe care Dumnezeu ne l-a dat după viață. Avem obligația de a lupta pentru această libertate, nu numai pentru noi, dar pentru generațiile care vin după noi. Pentru că dacă în urmă cu 30 de ani, 30 și un pic de ani, niște tineri nu s-ar fi asumat riscul, chiar de a muri ca noi să fim liberi, astăzi nu aveam această șansă. De asta să protestăm pentru drepturile noastre. Avem obligația și datoria de a duce mai departe această luptă pentru libertate, pentru democrație și pentru demnitate. Așadar, libertate, fraților!